Ținutul ăsta neamțului, într-adevăr, e miraculos. Mă străduiesc să fac emisiuni despre el încă de când lucram la ProTV, fac emisiuni de când lucrez și la TVR și de fiecare dată constat că mai apare câte un subiect, că de fiecare dată mai apare câte o personalitate, că de fiecare dată mai apare câte o istorie și câte o poveste și că lecțiile pe care ținutul ăsta ți le dă par a fi nemărginite, așa, nu știu cum le potrivesc, nu știu cine, Sfinții, Bunul Dumnezeu, în sfârșit. Pentru că stau și mă uit în sală și îmi dau seama că ceea ce noi cunoaștem ca fiind al nostru, spațiul acesta, se regăsește destul de bine în această sală. Destul de bine și mi-am amintit brusc de faptul că trebuie să... Îmi dau seama că ecourile sunt nebănuite și acum mă uit către domnii Nadler și Greenberg în emisiunea recentă pe care am făcut-o la TVR și care a fost redifuzată și în Republica Moldova. Am primit un răspuns neașteptat sau, hai să spunem, un ecou neașteptat din partea comunității evreiești de dincolo de Prut, printr-o colegă care lucrează cu mine la Publica și care este evreică și care, râzând așa cu umorul specific evreiesc, mi-au zis, măi, ai mei, mi-au spus să-ți transmit că și dacă ești român, ești deștept. Și zic, de ce? Că ne arăți pe evrei de dincolo, vrem să mergem la Târgu Neamț. Și, într-adevăr, domnilor, chiar aș vrea să vorbim după emisiune, pentru că trebuie cumva să fiu convingător și să vă rog să-i acceptați în vizită pe cei de acolo care vor să vină și cumva va trebui să discutăm. Pe de altă parte, vreau să vă povestesc ce am aflat, o istorie absolut interesantă atunci când am filmat, care ne unește, iarăși, dincolo de certurile cu privire la cui este Iisus și ce trebuie să facem cu El. Undeva prin anii 45, 47, nu mai știu exact, 47, da? Patriarhul Nicodim, care era după boală grea și se răfăcea la mănăstire aici, la Neamț, fiind al locului, fiind din Pipirig, trimite o scrisoare de mulțumire comunităților evreiești de aici, comunității evreiești din județul Neamț. Pentru ce? Pentru că, aflând evreii că patriarhul este aici, că este bolnav, au organizat o rugăciune pentru sănătatea patriarhului, dacă nu mă înșel, de Yom Kippur, nu? În toate sinagogile din județul Neamț. Patriarhul a aflat și a mulțumit. Al cui e Iisus? Al cui e patriarhul? Al cui sunt evreii? Al cui suntem? Cine suntem, până la urmă? De unde venim, încotro plecăm? Câte motive avem să ne certăm? Câte să ne mai căutăm? Dar mai ales, de ce să le mai căutăm? În sfârșit. Ar fi trebuit să fie în această seară, ca să îi poată fi înmânat personal premiul pentru cultură, un scriitor și critic literar cu greutate, cu adevărat, și la propriu și la figurat, Alex Ștefănescu. Din păcate n-a putut să ajungă, încurcând de data asta fără voia lui, altă dată cu voia lui atunci când scrie așa cum scrie, atât planurile de la Târgu Neamț din această după-amiază, cât și planurile din zilele trecute de la Piatra Neamț, ale domnului Adrian, al lui Gheorghe, și ale celor care l-au așteptat pe Alex Ștefănescu și acolo și aici. Pentru că nu poate să vină Alex Ștefănescu și pentru că se cuvine să aflăm de ce, am să-l rog pe prozatorul și criticul Adrian al lui Gheorghe să vină alături de mine și înainte să vedem de ce i s-ar cuveni, mulțumesc, de ce i s-ar cuveni lui Alex Ștefănescu acest premiu, haideți să vedem acest mic filmuleț, după care am să-l rog pe domnul lui Gheorghe să ne spună puțin mai mult. Alex Ștefănescu s-a remarcat printre cei mai importanți critici și istorici ai literaturii române datorită lucrării Istoria literaturii române contemporane, pentru care în anul 2005 primește Premiul Uniunii Scriitorilor. Este autorul a 5.000 de articole de critică literară. Din 1971 lucrează în domeniul jurnalistic, iar la sfârșitul anului 1994 înființează Mașina de Scris, o editură particulară. Începând cu anul 2004, este realizator de emisiuni TV, primind premiul APTR pentru talk show-uri în anul 2004, respectiv distinția APTR pentru emisiuni culturale în anul 2008. Pentru întreaga sa activitate, se acordă domnului Alex Ștefănescu Premiul Internațional de Excelență Demostene 2015 pentru cultură.
și pentru ce altceva și pentru altă câtă mai multe am să rog pe domnul Adrianul Gheorghe să ne spună. Vă spun bună seara, doamnă președinte, domnule ex-prefect, domnule primar. Cred că la Târgu Neamț azi trăim o lecție de normalitate. Dacă am considera acest spațiu și acest eveniment ca un simptom și am transferat acest simptom la nivelul României, cred că am fi cea mai normală, cea mai morală, cea mai firească țară din lume. E o lecție ce se întâmplă la Târgu Neamț și ca efect al acestei lecții pe care o primim de 6 ani, în ianuarie, când am acordat premii pentru superlativele anului 2015 în cultura nemțeană, domnul profesor Emanuel Bălan a primit un premiu și felicitările comunității nemțene pentru acest efort pe care îl face, pe care îl face cu mare dragoste și ne adună o dată pe an aici ca să ne facă această lecție de moralitate și de normalitate. De asemenea, faptul că el, Cristi Tabăr, este la Târgu Neamț de 6 ani, e la fel un semn de normalitate și conferă un anumit nivel acestei manifestări. Nu pot să mă substitui lui Alex Ștefănescu, e un critic literar cu greutate, cum spunea Cristian Tabără, nu a putut veni din motive absolut obiective, pentru că e un om foarte serios. A scris o istorie a literaturii române extrem de discutată, nu știu dacă și controversată. Am scris despre istoria lui și spuneam că pe lumea cealaltă, un critic literar, dacă a scris bine, dacă a scris cum trebuie despre cărțile despre care trebuie să scrie, atunci va fi lăudat de autorii respectivi, va fi așa un cor de osanale. Dacă a scris cumva despre cărți proaste, atunci va fi obligat pe lumea cealaltă să le citească la nesfârșit. Am scris lucrul ăsta, i-a plăcut lui Alex Ștefănescu, s-a amuzat copios, ar fi trebuit să facem chiar un schimb de replici pe această arcă, pentru că el spune că istoria literaturii pe care a scris-o este o arcă a literaturii pe care el a ridicat o parte dintre autorii români. Am să mă fac mesagerul dumneavoastră și am să-i înmânez premiul la București în perioada următoare, deși el va reveni la Piatra Neamț și eventual la Târgu Neamț la o dată pe care o vom stabili împreună. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc mult! Îi mulțumesc domnului Gheorghe pentru referințele frumoase, inclusiv la mine, spunea că sunt un semn de normalitate. Am spus-o la început, o repet și acum, sunt un model de anormalitate, să știți, cel puțin în această seară. Mai sunt încă 2 premii de înmânat. Și ceva mai devreme îl întrebam pe domnul Ostaf dacă nu cumva în zonă a remarcat pe cineva cunoscut, după care mi-am dat seama că e posibil ca domnul Ostaf, respectiv domnul pe care urmează să-l premiem pentru la categoria Omul Anului, au activat în același timp, în același loc. E posibil să nu se fi întâmplat acest lucru. Pentru că Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară este una dintre cele instituții românești care, după ce păreau să se fi cufundat cumva într-o zonă excesiv științifică și poate ușor marcată de un anumit anonimat sau de o anumită marginalizare, au irupt pur și simplu, demonstrând întregii lumi că lucrurile nu sunt nici pe departe îngropate și nici pe departe mutate spre structura, nu știu, care intimă și profundă și ascunsă, așa cum este structura atomului, ci dimpotrivă, poate chiar de acolo, din acea intimitate nucleară, ca să spunem așa, domină și controlează totul. La un moment dat citam undeva, într-o suită de schimburi, de, eu știu, gândire profundă, că un fizician, care la rândul lui era susținut de un mare matematician indian, de un anume Vikrama Singh, spunea așa, că din punctul lui de vedere, dacă ar încerca cineva să-l determine, să dea o definiție științifică a lui Dumnezeu, mare îndrăzneală, el a spus, e mare îndrăzneală, dar în sfârșit să încerc, el a spus așa, din punctul meu de vedere, poate nu Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu am putea o vedea noi fizicieni în condiția de echilibru a electronului atomului de hidrogen pe orbita sa în jurul nucleului.
De acolo, acolo începe să termină totul pentru noi, pentru fizicieni. Orice dată, orice constantă, orice parametru de acolo se schimbă, hidrogenul nu mai e hidrogen, materia nu mai e materia pe care o cunoaștem noi, nimic din ceea ce știm nu mai există. Acolo noi nu putem interveni, noi n-am creat nimic, nu putem schimba nimic. Acolo putem vedea noi fizicienii una din manifestările, sau poate cea mai importantă, lui Dumnezeu. Nu știu dacă fizicienii împărtășesc acest punct de vedere. Trecut prin școlile inginerești, eu însumi am cochetat cu această afirmație și mi se pare interesantă din punct de vedere ingineresc. Trecut mai târziu și prin școlile de teologie, mi-am dat seama că poate era mai bine să rămân inginer, dar în niciuna, nici în cealaltă n-am reușit să arat nimic. Motiv pentru care cred că e mai bine să lăsăm să arate pe cei care chiar merită și pot să arate. Așadar, am să-l rog pe domnul Nicolae Zanfir, directorul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară, să vină alături de mine și... Înainte de a-i da cuvântul, permiteți-mi să vă strâng mâna. Înainte de a-i da cuvântul, dați-mi voie să vă rog să urmărim acest filmuleț, după care am să o invit alături de mine pe doamna Emilia Arcan, președintele Consiliului Județean Neamț. Dar până atunci, să vedem de ce. Pentru fizicianul Nicolae Zanfir, oportunitatea de a lucra în cele mai moderne laboratoare din lume l-a motivat să părăsească România imediat după Revoluția din 1989. Studiul și dedicarea în numele științei îl vor recomanda pentru obținerea titlului de profesor la Universitatea Yale. Și-a continuat cariera în România dintr-o notă de recunoștință, considerând că pregătirea dumnealui este exclusiv produsul educației românești. Din 2004 conduce, administrează, structurează și gândește programul LASER de la Măgurele, un proiect ambițios care pune România pe harta mondială a cercetării. Pentru susținerea acordată cercetării românești și coordonarea celui mai important proiect românesc de cercetare, se acordă domnului academician Nicolae Zanfir Premiul Internațional de Excelență Demostene 2015, Omul Anului. Stimată doamnă, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Mă onorează să fiu astăzi prezent aici, doamnelor, domnilor. A fost o seară minunată, pentru că am observat acolo pe masă că mai este doar o diplomă și se finalizează acest eveniment. Un eveniment deosebit de important pentru noi, pentru județul Neamț, noi care suntem gazda, și nu numai, cât și Primăria Târgu Neamț, care a făcut posibil să se realizeze acest eveniment. Ce poate fi mai frumos decât o seară atât de minunată, cu oameni frumoși, oameni intelectuali, oameni care au dus numele României pe toate continentele pe care noi le cunoaștem. Așa cum am văzut în ochii domnului Tabără, lacrimi de sensibilitate, în ochii mămicii care și-a văzut copilul în Japonia. Urmarea acestor lacrimi, să știți că v-am văzut și v-am descoperit sensibilitatea dumneavoastră. Sunteți un om minunat pentru tot ceea ce faceți, pentru frații noștri de peste Prut. Ca să mă rezum la marele om de știință, Nicolae Zanfir, atât pot să vă spun. Sunteți un om minunat, sunteți un om cu care România se mândrește. Vă felicit din toată inima, felicit organizatorii care au făcut posibil acest eveniment. Să găzduim gazda internațională a premiilor de excelență aici la Târgu Neamț. Consiliul Județean vă asigură de tot sprijinul nostru, a fost și va fi un partener de nădejde. Și dumneavoastră, pe dumneavoastră vă îmbrățișez cu drag, pentru că sunteți oameni minunați și am avut prilejul în această seară să vă descoper. Încă o dată felicitări și mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim mult. Mulțumesc. Domnule academician, vă rog. Un mic cuvânt, dar avem măsuri diferite, așa că... Bun. Da, trebuie să vă spun că au năpătit în aceste momente o serie întreagă de simțăminte, stări emoționale, aproape cele care s-au menționat aici deja, poate exceptând cele care le-ați menționat dumneavoastră la început,
cred că le sar pe acelea. În primul rând a fost surprins, trebuie să vă spun, când am primit mesajul la Târgu Neamț, va fi o ceremonie care s-ar putea să primesc un premiu pentru acest proiect ELI. Apoi, acest sentiment de surprindere s-a transformat în mulțumire. Faptul că la Târgu Neamț, poate că singura legătură între Măgurele și Târgu Neamț este că fondatorul Institutului la Măgurele este din Moldova, academicianul Holubei. Dar s-a transformat într-un sentiment de mulțumire faptul că oameni, concetățeni de-ai noștri, atât de departe, apreciază ceea ce facem. Și este un sentiment reconfortant, este un sprijin. Trebuie să vă spun că în aproape peste un an în care am încercat să convingem Comisia Europeană că să construim acest nou centru european la Măgurele, întrebarea a fost, dar România poate? Și am vrut să facem un proiect care este într-adevăr unic în lume, nu e numai invenție ziaristică, în acest domeniu, deci acest laser de milioane de miliarde de wați, a 10-a parte din întreaga putere a soarelui, concentrată pe un milimetru pătrat. Sigur că de aici apar tot felul de fenomene noi, legi noi, și cu acest proiect încercăm, echipa care am privilegiu să o conduc, formată din tineri entuziaști, profesioniști, atât în administrare, în managementul proiectului, cât și fizicieni, încearcă să pună România pe o altă hartă decât cea care unele televiziuni din străinătate ne-au obișnuit sau uneori le menționează, o hartă de prestigiu, și vrem ca tinerii fizicieni sau nefizicieni, ai doma celor care au fost astăzi aici, talentați, cu o muncă enormă în spate, să fie mândri că sunt români și să demonstrăm că România poate. Nu e ușor, însă cu sprijinul dumneavoastră, al întregii, de fapt, mass media din România și a societății românești, sunt sigur că o să reușim. Și nu în ultimul rând, dacă am tot menționat sentimente și am trecut prin ele acum, vreau să vă spun că sunt deosebit de onorat, deosebit de onorat de asistență, deosebit de onorat de ceilalți grupul care au luat premii anul ăsta sau anii trecuți. Sunt onorat de prezentare, sunt onorat de prezentator și vă mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să acceptați premiul nostru. Da, atunci când afli că o parte atât de importantă din puterea soarelui e concentrată pe o suprafață atât de mică din România, da, România poate. E clar că România poate. Încep să-mi dau seama cât de mult greșim în momentul în care punem la îndoială cu atâta ușurință sau ignorăm cu atâta seninătate cine suntem și ce putem. Și mi-aș permite să adaug o informație pe care, iarăși, nu știu câți o cunosc, că acel cercetător care a coordonat și coordonează în continuare grupul de cercetători care a contribuit la descifrarea genomului uman provine din Târgu Neamț. Sorin Israel provine din Târgu Neamț. Da, România poate. Și acum, dați-mi voie să vă spun că premiul pentru întreaga activitate acordat de organizatorii Galei Internaționale a Premiilor de Excelență de Mosten, ediția 6-a, de la Târgu Neamț, îi revine profesorul universitar, publicistului și ziaristului Ioan Dănilă din Bacău,
ale cărui gesturi trădează sensibilitatea acestui om extraordinar pe care l-am cunoscut în urmă cu puțin timp, vorbind despre lucruri incredibile într-o clădire micuță, cochetă și drăguță de aici. Acest om îndrăznește să viseze în continuare și să-i înfrunte pe toți aceia care consideră că acea casă în care s-a născut Vasile Alexandrii poate fi demolată, că nu trebuie să fie păstrată. Cui trebuie să păstreze o cocioabă prăpădită? Cui? Cui? Nouă. Nouă, corect. Absolut corect. Haideți să vedem de ce, până la urmă, profesorului Danilă îi se cuvine cinstirea. Ioan Danilă a debutat publicistic în anul 1978, iar cariera editorialistă și-a început-o în anul 1996. Este coautor și coordonator a peste 50 de publicații didactice și a îndrumat lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic. Adiacent activității academice, domnul profesor universitar dr. Danilă realizează rubrici și emisiuni în presa scrisă și cea audiovizuală. Perseverența și eforturile deosebite depuse pentru restaurarea casei memoriale Vasile Alexandrii i-au adus în decembrie 2014 nominalizarea la cel mai activ cetățean al Bacăului. Pentru încununarea realizărilor notabile se acordă domnului Ioan Danilă Premiul Internațional de Excelență Demostene 2015 pentru întreaga activitate publicistică. Dați-mi voie, ca înainte să-i dau cuvântul domnului profesor Ioan Danilă, să o invit pe doamna Elena Preda, inspector la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, pentru a rosti cuvântul care cu adevărat merită rostit spre lauda domnului profesor Ioan Danilă. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți să mă adresez dumneavoastră, domnule profesor. Să mă adresez în primul rând în calitatea mea de profesor în învățământul preuniversitar, deoarece o mare parte dintre colegii noștri din județul Neamț vă datorează cariera și în numele lor vă mulțumesc. Să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți făuritori de caractere, făuritori de oameni care devin la rândul lor făuritori de caractere și asta nu e puțin, este foarte mult. A făuri conștiințe, a făuri oameni, consider eu că este cea mai frumoasă responsabilitate pe care și-o poate asuma cineva. Și dumneavoastră, în mintea noastră, în sufletul nostru și în inima noastră de profesori, asta sunteți și veți rămâne mereu. Vă felicit și îmi pare foarte bine că acasă primiți acest premiu, acasă la dumneavoastră, înconjurat de prieteni, de oameni care vă cunosc, de familie și de noi, profesorii din învățământul preuniversitar. Vă mulțumim, vă felicităm și să dea Dumnezeu ca această recunoaștere să fie deplină atâta vreme cât dumneavoastră spuneți, da, poate că merit. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Nu v-aș dori să trăiți ce trăiesc eu acum. E o stare cu totul specială, știind că primești un premiu absolut copleșitor. Dar pentru că toate trebuie să aibă o explicație pe lume, încerc să găsesc, nu știu dacă reușesc, dar încerc să găsesc câteva argumente pentru care mi s-a acordat acest extraordinar premiu. Eu le-aș spune campanie, eufemistic. În adevărul cuvântului, ele sunt războaie. Le zic, mă întorc la cuvântul campanie și vorbesc despre campania pentru salvarea culturii române. La Bacău, unde s-a născut Vasile Alexandrii, la 14 iunie 1818, există casa care de 26 de ani plânge. Nu reușim, suntem însă pe un drum aproape încheiat. Avem de partea noastră Consiliul Județean Bacău și Primăria Bacău, în al doilea rând. Sperăm ca în curând să avem acolo casa memorială Vasile Alexandrii. Dar altul este motivul neliniștii mele în această clipă. Mă gândesc că
De ce oare până acum, deci până în 2016, nu s-au găsit acele căi, acea rezolvare magică pentru ca această clădire, care este mai încăpățânată decât mine, să devină un bun public? O a doua campanie, și nu vă plictisesc, e a doua, e ultima, e o campanie pentru salvarea drepturilor limbii române. V-aș ruga să-mi permiteți să închin acest premiu lui Șerban Iliescu, care de curând ne-a părăsit la 60 de ani doar, cel care realiza ghidul radiofonic de exprimare corectă la Radio România Actualități, și lui Solomon Marcus, care de pe 20 martie, vorbesc de data înhumării, am mers la București, la Cimitirul Filantropia, și am vrut să asist la această ceremonie, este Băcăuan Solomon Marcus. Cei doi oameni cred în cele două valori perene ale noastre, educația, Solomon Marcus, cultura, aș zice tot Solomon Marcus, și limba română. Și pentru că vorbea Cristi Tabără Adineauri, e pe aici, pe undeva, e în apropierea mea, acum un an de zile am realizat împreună un interviu care s-a adăugat la cele 49 atunci, acum sunt vreo 70 de interviuri cu oameni de cultură, publiciști, oameni care simt că avem nevoie de cultură. Așadar, interviuri pentru salvarea casei Alexandrii. În direcția, se numește declarație de avere, da, așa se numește, declarația mea de avere, este și acest aur, aceste înregistrări audio, care sunt aur pentru viitorime și care depun mărturie pentru ceea ce înseamnă cultura română. Și închei cu rugămintea de a ne îndrepta gândurile către Basarabia. Și astăzi este Ziua Internațională a Literaturii pentru Copii, poate nu știți, iar în Basarabia există un Ion Creangă al Basarabiei, care se numește Spiridon Vangheli. Acum două săptămâni s-a constituit Sfatul Țării 2, probabil că știți. Era lista deschisă. L-am propus pe Spiridon Vangheli să facă parte din Sfatul Țării 2 și deja a acumulat 170 de voturi. Sperăm să fie acolo în Sfatul Țării și să ne apere drepturile noastre ale tuturor românilor. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot. Dați-mi voie să vă las cu Elisabeta Cuibar și grupul Balada din Fălticeni, coordonat de doamna Maria Tănase. Nu știu care e media de înălțime, dacă îi considerăm și pe cei doi adulți, poate crește puțin, dar, da, boți de humor, nu știu care e pluralul corect. Boți? Un bot, doi boți? Boțuri? Habar n-am. Iertați-mă, una din nenumăratele mele limite. În sfârșit, ei sunt mai mulți. Haideți! Bye.
și afară la fântână și am diri 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 ra. Mama zice și mai acuș că apare lunicuș, am diri 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 dira. Lunicușul noi prișină și am diri 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 ra. Te aștept mândră la fântână și am diri 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 dira. Mama trage cu ochiul la Vasilisa. Și Vasilii bagă-n jina, strigă cât îl ține gura. Și-am diri, diri, diri,
să vă mulțumesc, nu doar că, nu pentru că mă aplaudați, nu pentru flori, să vă mulțumesc că aveți, înseamnă că suflete curate și ați putut primi suflete îngerești. Să vă dea Dumnezeu să izbândiți în ceea ce este frumos pentru Dumnezeu, pentru oameni, cu dumneavoastră care bag seama că sunteți o samă de oameni și să dea Dumnezeu să vă văd acolo unde vă este locul, în clădirea aceea frumoasă, nemuritare. Câtă vreme există, înseamnă că există o speranță, înseamnă că există o continuitate, cu siguranță. Ei, suntem aproape, dar chiar aproape de ultimul moment, care va fi, zic eu, destul de diferit de ceea ce a fost până acum, pentru simplu motiv că va combina mai multe lucruri. Dar până atunci, să vă mai spun o dată că tot acest eveniment s-a putut realiza cu ajutorul binevoitor al mai multor instituții, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Târgu Neamț, al Consiliului Județean Neamț, cu ajutorul unor sponsori binevoitori, Pensiunea Aristocratis, care ne găzduiește cu mare generozitate, S.C. Zahărescu Construcții SRL din Târgu Neamț, S.C. Petra Eliza din Târgu Neamț, S.C. Habi Trans SRL din Târgu Neamț, Dames Iași, Cartex SRL din Târgu Neamț, Amigo and Intercost SRL, Cofetăria Charlotte, tot din Târgu Neamț, Sound Event din Târgu Neamț și Ideea Regalo. Și n-am sărit din greșeală peste unul dintre sponsori, ci pentru că urmează momentul acestuia. Vedeți, dumneavoastră scrie undeva în dreapta acolo, domeniul viticol Țibu, Tomești, Iași, câteva sticle de vin s-au aliniat deja, iar eu consider că e aproape lipsit de sens să te afli în Moldova și să nu vorbești despre vinuri, cu atât mai mult cu cât există curajul de a ieși pe o piață extrem de aglomerată, concurențială, dificilă, năzuroasă și să ai curajul să aduci vinuri, să ai curajul să investești, să ai curajul să atragi investiții, să atragi fonduri și să plantezi vie acolo unde alții au lăsat-o să moară, să dorești să duci mai departe tradiția unei familii și a unui nume, pentru că ne-am obișnuit să bem vinuri și să spunem că ne place un aligoté, un sauvignon blanc, un chardonnay, un pinot noir, sau o fetească neagră, sau orice altceva, dar nu știm că în spatele acestor soiuri sunt vinificatorii și că aceștia fac diferența de la o casă de vinuri la alta, de la o podgorie la alta, de la un chateau la altul. Aceștia sunt cei care înțeleg că trebuie să pună și un nume alături sau nu știu unde, mă rog, pe lângă soiul pe care încearcă să ni-l recomande. Motiv pentru care, ținând cont de faptul că însuși Apostolul Pavel la un moment dat scriind epistole ucenicilor săi, unuia dintre ei, după ce îi povestește cum să organizeze comunitatea, ce să facă, ce învățături să pună, cum să-și rânduiască începuturile, îi spune printre altele și mai bea și un pahar de vin pentru stomacul tău. Știind că așa, cu măsură în toate, cum spune și Petru Damaschinul, cu măsură în toate lucrurile nu pot dăuna. Pentru că nu vinul e rău, ci beția. Poate vinul băut cu vadra ar fi rău. Dar așa, poate e bine să învățăm să facem o degustare. Poate e bine să învățăm ce înseamnă să simți vinul, nu să te simtă el pe tine. Motiv pentru care vă invit împreună cu oenologul Ilie Ciomagă să faceți o degustare, să facem o degustare a ceea ce oferă Casa de Vinuri Țibu din Tomești, Iași. Cu domnul Ciomagă noi ne-am mai întâlnit în acum vreo două sau trei ediții, nu mai țin minte cu exactitate. Și nu prea știu exact care vor fi rânduielile și regulile și cum vom degusta sau cum veți degusta sau cum vor degusta. Dar mă bucur foarte mult să pot să-i salut pe cei doi domni. Bună seara! Bună seara! Și cred că am să vă dau și un microfon, cel puțin unuia dintre dumneavoastră. Și vă mulțumim
A, trebuie deschis, pardon. Dați-mi voie să văd dacă ați reușit. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Țibu Mihai. Am în exploatație o suprafață de 40 de hectare de viță de vie în aproape, în apropiere de Iași, deci vinul de lângă Iași. Și așa cum spunea și domnul Cristian, încerc să duc o tradiție mai departe. De unde pleacă? Pleacă, tatăl meu a fost salariatul unui Iase, Iase Bucium. Eu am continuat această tradiție, sunt absolvent de facultate de horticultură din Iași, fost angajat al unui Iase, după privatizare am fost nevoit să iau calea acestui domeniu. Este o afacere de familie în care sunt administrez eu împreună cu soția mea această exploatație. Am mers mai departe, suntem beneficiari unei crame, suprafață de 25 de vagoane. Am achiziționat tehnologie de ultimă generație și nu m-am oprit aici. Am cerut ajutorul domnului inginer, enolog Ilie Ciomaga pentru a mă ajuta să obțin niște vinuri de calitate. Și pe lângă aceste 40 de hectare care le exploatez în prezent, am și plantat 37 de hectare pentru un program de reconversie pe fonduri europene. Mai departe, dau cuvântul domnului inginer Ilie Ciomaga să ne prezinte rezultatul muncii noastre. Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, se spune acum că a înființat o plantație de vie, trebuie să ai mult curaj și puțină nebunie. Pentru că nu este o investiție de un an, doi ani, ci este o investiție pe termen lung, în care depindem foarte mult de mama natură. Dar, vedeți dumneavoastră, eu și domnul Mihai suntem doi oameni care ne-am bătut de la regulă. Părinții noștri, deci tatăl meu a fost tot viticultor, noi suntem primii din familiile noastre care ne-am dreptat și pe partea de vinificație. Eu sunt pe enologie, am avut marea onoare să fiu produs, să spunem așa, unui mare om, un mare enolog al României, Gheorghe Angel, cel care a pus bazele complexului de vinificație Bucium Iași și, bineînțeles, domnul Mihai, care pe lângă această latura sa de, pentru vinificație, pentru viticultură, a abordat și acest segment al vinificației, pentru că astfel se încheie un ciclu, pentru că pentru a putea să demonstrezi dăruirea și pasiunea care o ai, trebuie să începi de acolo, de la tăierea în uscat a viței de vie și până acolo, când în pahar, da, avem această licoare dumnezeiască care este vinul. Pentru că trebuie să recunoaștem că vinul este cu noi întotdeauna. Și în trei puncte importante ale vieții, când ne naștem, ne împărtășim, când ne căsătorim, când formăm acea familie, ne împărtășim cu vinul și atunci când trecem în neființă, pe ultimul drum, suntem la fel alături de noi, este vinul, deci ne împărtășim. Și vinul, să nu uităm că este alături de noi și la bine și la greu. O mică paranteză fac de fiecare dată pentru noi, cei care suntem, sau pentru români, pentru România, pentru că dacă o să faceți o comparație între denumirea vinurilor românești, soiurilor românești, majoritatea sunt de gen feminin. Fetească albă, fetească neagră, fetească regală, busuioacă, trebuie și soacră, băbească, nu se poate, da? Vezi? Pentru că totdeauna bărbatul a asemănat vinul cu femeia. Pentru că vinul și femeia au fost alături de bărbatul român și la bine și la greu. În ce proporții rămâne de văzut. Dar în această seară, după colaborarea care am început-o cu domeniul viticol Țibu, pentru că vreau să știți că undeva pe trei din cele șapte coline ale Iașului, trei din cele șapte coline ale Iașului care sunt, să spunem așa, binecuvântate de Dumnezeu pentru această plantă, vița de vie, da? Sunt doi producători care duc cu demnitate mai departe această tradiție și n-au lăsat să se piardă, cum au pierit în foarte multe zone cu tradiție viticolă.
domeniul viticol Țibu și agroindustrială Buciu Mesa. În această seară lansăm, să spunem, în premieră o gamă a domeniului viticol Țibu la Brazi. La Brazi este un plai cu unul dintre cele mai mari potențiale în ceea ce privește calitatea vinurilor. Și a fost o greșeală atunci când acolo s-au plantat soiul cu renume. Aligoté, Sauvignon Blanc, Traminer și Muscat Otonel. Puțin din dumneavoastră știu că acest soi Aligoté pentru prima oară a fost plantat la Iași, la Bucium, pe dealul Tomești, unde înaintașii domnului Mihai și asoții dumnealui au avut proprietăți, deci acolo, într-adevăr, și vă spun că în seara aceasta veți degusta un vin, un Aligoté, de acolo de unde a fost prima plantație făcută. Bine, că e la a treia generație de plantația, dar acolo s-a plantat pentru prima oară soiul Aligoté în România. În 1894, de către unii din mari revigoratori ai viței de vie, Sandoville, care a fost și unul din mari profesori a Institutului Agronomic de la Iași. Veți degusta vinul în această seară. Eu am să fac prezentarea acestora ca să știți ce veți degusta și în momentul când veți putea asezona vinul cu ceea ce veți servi la masă, cred că ar fi momentul optim să și degustați, pentru că astfel putem să ne dăm seama mai bine de potențialul pe care îl are vinul. Pentru că fiecare soi are tipicitatea sa. Fiecare soi spune o poveste. Fiecare soi ne încântă și de multe ori mi se pune întrebarea care este cel mai bun vin. Cel mai bun vin este vinul care îți place. Că este sec, că este demisec, aromat, nearomat. Principalul este ca acel vin să-ți placă atunci când îl privești, când îl guști și să îți rămână acea impresie plăcută, pentru că vinul nu trebuie privit neapărat ca o băutură alcoolică. Vinul este un aliment și ca orice aliment trebuie să ne placă. Gust, postgust, aromă. Și totdeauna când vom căuta acel soi, să găsim în paharul pe care avem pe masă ceea ce ne-a plăcut atunci când l-am degustat pentru prima oară. Deschiderea, bineînțeles, se face totdeauna cu un vin sec. Eu am avut îndrăzneala să îmi pun prima dată în pahar, deși nu este lipsit de respect, pentru că atunci când se desface o sticlă cu vin, atunci când se servește sau gazda, trebuie să-și toarne prima dată lui în pahar, pentru că sunt cei trei pași pe care trebuie să urmăm. Ochi, nas și gură. Pentru că să privim vinul, să fie limpede, să ne placă atunci când îl privim, ușor învârtim paharul pentru a pune în evidență aromele, îl mirosim pentru că savoarea de arome, pentru că vom găsi în pahar, în fiecare pahar, la fiecare soi vom găsi alte și alte arome și care ne vor încânta atât mirosul cât și gustul. După care, bineînțeles, partea cea mai frumoasă, degustarea. Deci vă spuneam un Aligoté. Aligoté, un soi rebel. Un soi cu agitate foarte bună, un vin sec, care se pretează foarte bine la bucătăria românească. Și când îți veți asezona cu ceea ce veți servi în următoarele minute, veți vedea că este foarte bine acestui soi Aligoté de pe plaiul și de pe zona Tomești, un vin sec care este foarte bine la bucătăria românească. Deci vă spuneam, domeniul viticol Țibu, Aligoté, la Brazi. Dacă Aligoté, să spunem așa, este rockerul vinurilor, este un vin mai rebel, se abate de la regulă, îți spune ce vrea el, mai acid, subțire, dar în final plăcut. Urmează ceea ce îmi place să numesc gentlemanul, da, vinului sec, vinul sec de la domeniul viticol Țibu, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc este vinul care atunci când îl mirosim ne duce ușor, ușor către acele note de urzică crudă, urzică verde, pentru că dacă ligotezi un vin mai ușor, mai subțire, veți vedea că la Sauvignon deja vorbim un vin cu o corpulență mult mai bună
ceea ce ne va lăsa în post-gust arome mult mai plăcute și ne va cânta, bineînțeles, cu eleganța sa, pentru că acest Sauvignon Blanc este cotat ca vin, un soi din alta clasă. Nu știu, asta e iurea, nu înțeleg ce se întâmplă. Este foarte bine ca vin sec, alături de aligote, deci două vinuri care prin excelență, două soiuri care se pretează ca vinuri seci. Am să încerc să merg mai repede pentru că sunt sigur că când vorbim de vin sec, deja papilele gustative salivează și nu vreau să monopolizez plăcerea de a degusta și dumneavoastră aceste vinuri, dar să nu înainte de a trece la următorul vin, mai avem două vinuri de înaltă clasă, vorbim de soiul, în primul rând, de soiul Traminer. Puțin își mai aduc aminte de acest soi, pentru că nici nu este cultivat pe un areal foarte, foarte mare, cel puțin în zona noastră, dar uitați-vă că așa, acest soi s-a găsit acel microclimat care este la Vișani, la Brazi, cum vă spuneam. Dacă o să doriți să vă dau mai multe detalii după prezentare, am să vă povestesc de ce la Brazi, de ce la Vișani, de ce la Bucium și de ce calitatea care are fiecare soi. Vă spuneam de Traminer. Traminerul, după mine, este egalul, deci la vinurile albe, Traminerul este egalul Pinotului Noir sau Pinotului Menuet de la vinurile roșii. Este un vin care stă foarte bine cu un rez de zahăr, un demisec. O să găsiți dumneavoastră aici, un vin cu 9 grame de zahăr, rest. Un vin care acumulează foarte mult zahăr, alcoolul fiind undeva aproape de 13 grade tărie alcoolică, dar aroma unică. Veți găsi o aromă unică de petale de trandafir. Este singurul vin, singurul soi care își transmite. Deci vinul are aromă de dulceață de trandafir. Vă spuneam, Traminerul, puțin sunt care au curaj să planteze și e un dă vinuri foarte bune, dar trebuie să ai o tehnologie foarte bine pusă la punct și, bineînțeles, trebuie să vrei să scoți ceva din acel soi, pentru că altfel vinul imediat te taxează dacă nu ai grijă de el, de la strugure și până ajunge în pahar. Și, bineînțeles, încheiem cu regele vinurilor aromate. Muscat Otonel. Muscat Otonel, vreau să vă spun că, vedeți, când auzim sau avem această percepție, când auzim de soi muscat, busuiacă, tămâioasă, ne gândim imediat la un vin dulce. Dar ne-am pus un pareu cu noi, atât aici la domeniul viticol Țibu, cât și la Grunțeala, la Bucium, Iași, unde aceste soiuri am încercat să ne ducem cu ele spre vinuri demiseci. De ce? Pentru că sunt consumatori sau cei băutori de vin care le plac vinurile aromate, dar nu neapărat dulci. Și atunci am mers pe această gamă de vinuri demisec, cum avem și acest muscat Otonel, la care veți găsi o notă excelentă, elegantă, de caise coapte. Muscat Otonel, domeniul viticol Țibu, Plaiul la Brazi. Vă mulțumesc! Așteptam aplauze dumneavoastră! Am încercat să fac această prezentare repede pentru ca dumneavoastră, după ceea ce v-am povestit, să puteți să le degustați și să le asezonați cu ceea ce veți avea la masă. Și îmi place să închei de fiecare dată o prezentare de vinuri cu acea frază. Puțin sunt cei care știu câtă sudoare este într-un pahar de vin românesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Mulțumesc. Și vă felicit pentru curaj. Îmi dau seama că ați fost puternic încercați de această distanță la care ați fost supuși între maestrul Enoroc și momentele propriu-zise care urmează. Noi ne oprim aici, nu mai are rost să ne lungim. Vă mulțumim tuturor pentru răbdare, pentru tot ceea ce s-a întâmplat și dați-mi voie să încerc să transmit mulțumirile mele nu neapărat celor care au fost premiați, ci soților, soțiilor, copiilor
celor care au susținut, practic, toată strădania celor pe care astăzi am premiat, a celor pe care am premiat în edițiile trecute și a celor care urmează să fie premiați. Pentru că ai nevoie de, într-adevăr, de cineva extrem de răbdător lângă tine, care să fie de acord cu faptul că ori te împartă cu toată lumea, ori te vede foarte rar, ori îți duce dorul, ori îți te privește în ochi și înghită toate reproșurile. Pentru toate astea trebuie să le mulțumim. Și eu vă mulțumesc încă o dată tuturor. La revedere!